Doamnelor și domnilor, bună seara și bun găsit la un nou grupaj informativ. Muzeul Unirii din Focșani a organizat astăzi o conferință publică despre coridoarele strategice care traversează județul Vrancea. Vorbim despre un proiect comun al Muzeului Vrancei și Muzeul Brăilei, care se intitulează Peisaje ascunse și explorarea prin teledetecție și lidar a drumurilor, granițelor și câmpelor de luptă din Carpații de Sud-Est. Conferința s-a adresat pasionaților de arheologie, dar și celor care doresc să cunoască istoria, care nu a ajuns încă în manualele de istorie. Este pentru prima dată când pe teritoriul județului Vrancea sunt explorate coridoarele strategice din teledetecție și lidar. Au conferențiat Aurora Emilia Apostu, arheolog specialist, și Mădălina Stănescu, arheolog debutant din partea Muzeului Vrancei. Cercetător științific dr. Stănică Pandra, arheolog expert și cercetător științific, dr. Costin Croitoru, arheolog expert din partea Muzeului Brăilei Carol I. La un eveniment, poate în premieră la Focșani, pe un subiect ușor abandonat de Muzeul Vrancei, respectiv arheologia. Puteți întreba ce este aia arheologia, sau poate voi fi eu neofitul în domeniul arheologiei, dar doresc să pun întrebarea retorică: ce este arheologia? E știința începuturilor, arheilor, cu ce ne ocupăm? Așa, exact, să începem de partea de la Nănești, primul punct și cel mai important, ne vin și colegii despre Brăila, până dincolo de Sobeja, Nepșa și dincolo de Carpați, chiar colaborând direct în teren cu colegii de la Covasna în 2019. Și ei și-au propus, chiar cu domnul Valeriu Căsâcu, să facă cercetările de la cariera de argilă de la Vecin Pârpeșcu, se vede ce vreme a fost și cam cum arăta terenul la vremea respectivă. Și aici începe exact tot, primulet să spun exact toate etapele de lucru în teren. Domnul geofizician Copu, de la București, care a coordonat echipa de prospectare. Conferința de la Muzeul Unirii face subiectul emisiunii Religie, Artă, Cultură, care va fi difuzată pe postul de televiziune Atlas TV în această seară, cu începere de la ora 18:40. Casa Județeană de Pensii a început vânzarea biletelor de tratament balnear pentru anul 2021. Județului Vrancea i-au fost alocate peste 1400 de bilete. Durata sejurului este de 16 zile. Județului Vrancea au fost alocate un număr total de 1443 de bilete pentru stațiunile Buziaș, Olănești, Covasna, Amara, Lacul Sărat, Nicolina, Pucioasa și Sărata Munteoru. Pentru moment, unități de tratament din proprietatea Casei Naționale de Pensii. Biletele sunt repartizate pe 17 serii. Prima serie a avut ca dată de prezentare în stațiune 23 martie 2021, iar ultima serie va avea data de 2 decembrie 2021, durata sejurului fiind de 16 zile, din care 12 zile de tratament balnear. Casa Județeană de Pensii Vrancea a început distribuția biletelor de tratament balnear. Prima serie a fost în data de 23 martie, din care am valorificat un număr de 44 de bilete de tratament. Actualmente suntem în procedură de valorificare, adică de vânzare a biletelor de tratament pentru seria a doua, cu data prezentării în stațiune în intervalul 7-9 aprilie. Până la această dată am vândut 37 de bilete, mai fiind disponibile un număr de 53 de bilete. Facem precizarea că deocamdată distribuim bilete numai în stațiunile Lacul Sărat, Covasna, Amara, Sărata Munteoru, Buziaș, Nicolina și Olănești. Pentru celelalte stațiuni sunt și unități de tratament balnear, Casa Națională de Pensii Publice este în procedură de contractare, urmând ca în cel mai scurt timp să valorificăm bilete și în aceste unități. Cererile TIF privind acordarea acestor bilete de tratament pot fi procurate de la sediul Casei Județene de Pensii Vrancea sau de pe site-ul instituției, iar pentru a se putea înscrie în vederea obținerii unui bilet de tratament, potențialul beneficiar trebuie să depună cererea TIF la sediul Casei Teritoriale de Pensii Vrancea sau să le transmită prin e-mail sau servicii poștale, urmând ca restul documentelor să fie atașate la momentul eliberării biletului. Pot beneficia de tratament balnear persoanele care au calitatea de pensionar al sistemului
sistemului public de pensii, asigurat al sistemului public de pensii și beneficiar al prevederilor unor legi speciale, care reglementează dreptul la bile de tratament balnear prin sistemul public de pensii și care dovedesc existența unei afecțiuni medicale care să necesite tratament balnear în conformitate cu prevederile legale. La eliberarea biletelor de tratament, pensionarii sistemului public de pensii vor prezenta, după caz, talonul privind drepturile de pensie din alte sisteme neintegrate sistemului public de pensii în original sau copie, declarație pe propria răspundere că nu realizează alte venituri din pensie din alte sisteme neintegrate sistemului public de pensie, cu excepția persoanei care depune talonul privind plata acestor drepturi care se va prezenta la momentul eliberării biletului, precum și biletul de trimitere, formular cu regim special, eliberat de medicul de familie sau de specialitate. Asigurații sistemului public de pensii vor prezenta adeverință eliberată de către angajator pentru luna în care a fost depusă ultima declarație privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate, dar nu mai mult de 60 de zile anterioare datei în care se eliberează biletul, precum și biletul de trimitere, formular cu regim special, eliberat de medicul de familie sau de specialitate. Luna aprilie ar trebui să ne aducă raze de soare, pomi înfloriți și parfum de primăvară. Astăzi, 7 aprilie, iarna ne-a demonstrat că încă mai are putere. A nins în zona de munte a județului și nu numai, chiar și în Focșani, în prima parte a zilei, au căzut fulgi de zăpadă. A nins astăzi și nu cu petale de flori așa cum se întâmplă primăvara. De această dată a nins cu fulgi mari de zăpadă ca în toiul iernii, deși calendarul ne indică ziua de 7 aprilie. Soarele nu s-a arătat deloc pe parcursul zilei, vântul a suflat intens și ne-am simțit ca în anotimpul rece. În zona de munte a fost un cod galben de nisori și vânt puternic, dar și la câmpie a plouat și a nins. Pomii care au îndrăznit totuși să își arate florile s-au încovoiat zgribulit sub picăturile grele. Oamenii au căutat din nou hainele groase de iarnă și umbrelele. Codul galben și avertizarea meteorologilor expiră în această seară la ora 18. De mâine vremea se mai îndreaptă. Temperaturile nu vor mai coborî sub 0 grade, iar pe parcursul zilei mercurul din termometre va atinge valoarea de 10 grade Celsius. Conform site-ului Administrației Naționale de Meteorologie, în perioada 10-18 aprilie, pentru zona Moldovei, se estimează puține variații ale regimului termic, care se va situa ușor sub cel normal la mijlocul acestei luni, cu medii ale temperaturilor maxime de 11-14 grade și a celor minime de 1-3 grade Celsius. Peste 5400 de cazuri noi de coronavirus în ultimele 24 de ore și 73 de persoane nou confirmate la nivelul județului Vrancea. Rata de infectare în județul nostru a crescut la 1,5 la 1000 de locuitori. În localitatea Moicănești s-a depășit indicele de infectare de 5 la 1000. Rata de infectare pentru Vrancea are valoarea de 1,5 și este în creștere. În cele două municipii ale județului, valorile ratei de infectare sunt Focșani 2,33 în creștere, Adjud 0,89 în scădere. Din păcate, avem o localitate, respectiv Măicănești, cu o rată de infectare de 5,44 la 1000. Localități cu rată de infectare peste 3 sunt Băleș 3,17 în creștere, Bordești 3,53 în creștere, Gura Caliței 3,16 în creștere, Milgovul 3,36 în stagnare, Obrejița 3,08 în creștere și Soveja 3,38 în stagnare. Localități cu rată de infectare peste 2 sunt Bârsești, Boghești, Dumbrăveni, Dumitrești, Golești, Gugești, Odobești, Sihlea, Țifești, Vânător și Vârteșcoiu. În spitalele din Vrancea sunt internați 131 de pacienți, dintre care 18 la terapie intensivă, 10 la Focșani și 8 la Adjud. Până astăzi, 7 aprilie, pe teritoriul României au fost confirmate 988.624 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus. 885.710 pacienți au fost declarați vindecați. În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 5.407 cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2. 24.561 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS-CoV-2 au decedat. În intervalul 6-7 aprilie au fost raportate 175 de decese, 86 de bărbați și 89 de femei, un caz fiind din Vrancea. În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 13.907.
Dintre acestea, 1487 sunt internate la terapie intensivă. În ceea ce privește situația cetățenilor români aflați în alte state, 23.497 de cetățeni români au fost confirmați ca fiind infectați cu SARS-CoV-2. Dintre aceștia, 2.542 sunt în Italia, 16.773 în Spania, 195 în Marea Britanie, 125 în Franța și 3.118 în Germania. Preotul conferențiar universitar dr. Constantin Ecola va fi prezent sâmbătă la Focșani la Ateneul Popular. Acesta va susține conferința cu tema Despre pocăință și libertate. Prețul unui bilet este de 50 de lei. Într-un comunicat de presă al primăriei municipiului Focșani se arată că preotul conferențiar universitar dr. Constantin Necula va susține o conferință la Focșani în sprijinul burselor Pastia. Citez. Sâmbătă 17 aprilie anul curent la ora 17 la sala mare a Ateneului Popular Maior Gheorghe Pastia va avea loc conferința cu tema Despre pocăință și libertate, susținută de preotul conferențiar universitar dr. Constantin Necula. Evenimentul face parte din seria de conferințe pentru comunitate la care părintele conferențiar universitar dr. Constantin Necula a acceptat să ne onoreze cu prezența ei de mare valoare. Sfinția sa se alătură în acest fel comunității noastre care sprijină tinerele talente pentru îndeplinirea dorinței filantropului Pastia, aceea de a strânge fonduri pentru bursele Pastia. Toate fondurile provenite din vânzarea biletelor vor fi direcționate acestui scop. Prețul unui bilet este de 50 de lei. Desfășurarea evenimentului va avea loc cu respectarea reglementărilor în vigoare. Se arată în documentul publicat de biroul de presă al primăriei municipiului Focșani. Teatrul Municipal vine cu o ofertă variată de spectacole în luna aprilie. Maia Morgenstern, Carmen Tănase, Mircea Rusu și Vlad Zanfirescu vor fi prezenți la Focșani în data de 13 aprilie, atunci când va fi pusă în scenă piesa Totul se transformă. Tot în aprilie sunt programate spectacolele Încurcă lume și Hangița cu actori locali, dar și Regele mincinoșilor, spectacol pentru copii al Teatrului George Bacovia. Teatrul Municipal tocmai a încheiat luna martie în forță, am avut parte de premiere, am avut parte de multe spectacole și continuăm ritmul reprezentațiilor și luna aprilie. Debutăm pe data de 11 aprilie cu un spectacol pentru cei mici, e zi de duminică, ora 11, Regele mincinoșilor. Avem invitați pe scena Teatrului Municipal, pe cei care vor evolua în spectacol, Teatrul Bacovia din Bacău. Data de 13 aprilie e o dată specială, chiar dacă pentru unele persoane poate părea o dată cu ghinion, să știți că e o dată cu noroc pentru orașul nostru. Spectacolul Totul se transformă, un spectacol care ar fi trebuit să aibă loc la Teatrul Național din București pentru prima dată, deci primirea ar fi trebuit să aibă loc la București și iată că urbea noastră și teatrul nostru este onorat de această premieră care va avea loc la Focșani. Deci un spectacol care vede pentru prima dată lumina scenei se va întâmpla la Focșani. E vorba de o distribuție mare, un spectacol proaspăt, Maia Morgenstern, Carmen Tănase, Mircea Rusu și Vlad Zanfirescu. Biletele s-au pus deja în vânzare, iar dacă ar fi să socotim după ritmul vânzărilor, cu siguranță că într-o săptămână maxim locurile se vor epuiza. Trecem pe data de 15 aprilie, atunci când ne reîntâlnim cu un spectacol drag nou și publicului focșănean, Încurcă lume. E un spectacol cu mult haz, un spectacol extrem de antrenant, la care vă invităm și spunem noi n-ar trebui să lipsiți. Data de 22 aprilie vine cu Hangița. Hangița care tocmai în luna martie a avut premiera. Deci la fel un spectacol foarte, foarte proaspăt, un spectacol care a reușit să își vândă locurile extraordinar de repede. Datorită măsurilor de distanțare au fost foarte multe persoane care au rămas, cum s-ar spune, pe din afară și iată că oferim ocazia de această dată publicului din Focșani să revadă, să guste din replicele extrem de savuroase ale lui Goldoni. Deci nu uitați, data de 22 aprilie vine cu Hangița. E un spectacol care nu trebuie ratat sub nicio formă. Ca să anticipăm puțin, terminând luna aprilie, deja Teatrul Municipal lucrează și pentru luna mai. Și venim cu o veste bună, ceea ce ne privește cel puțin pe noi,
Spectacolul cu păcală e un semn bun pentru orașul nostru, care va avea loc pe data de 9 mai, cu două reprezentații, a reușit să-și vândă toate locurile. Deci pentru cele două reprezentații din 9 mai nu mai sunt locuri. Focșănenii au prins gustul de a veni duminica alături de copii și iată că rezultatele se văd. Am reușit să mai programăm acest spectacol pentru copii pe cală pentru data de 23 mai. Deci deja începem să vindem bilete pentru un spectacol cam cu două luni înainte. Deci nu uitați, venitul la teatru e un exercițiu, e un exercițiu benefic și vă îndemnăm în continuare să ne vizitați și să vedeți spectacolele Teatrului Municipal. Vă așteptăm! Lumea artistică din România și-a luat astăzi la revedere de la Nelu Ploieșteanu. Acesta a fost înmormântat astăzi într-un cimitir din capitală. În memoria sa vom difuza în această seară, cu începere de la ora 21, în cadrul emisiunii Retro Arhiva, un interviu realizat în decembrie 2003. Dumnezeu să-l odihnească în pace! Nelu Ploieșteanu a fost unul dintre cei mai cunoscuți și îndrăgiți interpreți de muzică lăutărească. Numele său adevărat este Ion Dumitrache. Născut la data de 16 decembrie 1950 în localitatea Cioran, județul Prahova. Provine dintr-o familie de lăutari. A cântat în restaurante, a avut turnee în străinătate, dar a rămas în țară pentru că și-a iubit cântecul și familia. De lungul carierei a lansat peste 30 de albume de muzică lăutărească și de petrecere. Cu ani în urmă, maestrul Nelu Ploieșteanu a acordat un interviu și postului de televiziune Atlas TV. Am fost un lăutar care mi-a făcut datorie. Am păstrat calitatea acestor cântece, cum v-a spus, nealterată, pentru că am avut foarte mulți prieteni, cunoștințe care am cântat și m-am plimbat în domeniul ăsta și am avut ce să aleg. Bineînțeles că mi-a și plăcut. Când... I-am dat eu altă interpretare, dar am păstrat linia melodică și frumusețea și strofele și cei care se distingeau dintre lăutari s-auzea așa, din voce în gură în gură, doamne, acolo e, și ei și-au făcut o personalitate și o firmă, dacă vreți, numai din gură în gură, pentru că știau să cânte și n-aveau stație și n-aveau... Eu am prins și timpuri de-alea care cântam fără stație și era... Și cântați bine. Și erați foarte apreciați, da, și era... Da, da. Ați cântat întâi la dumneavoastră în sat, probabil. Fără doar și poate, da. Cu părinții dumneavoastră, cine, tatăl sau și mama dumneavoastră? Numai tatăl meu cânta, toți frații, toți, în general noi soțiile le ține mai mult pe acasă. Maestrul Nelu Ploieșteanu ne va încânta și dincolo de moarte, pentru că vor rămâne mărturie înregistrările făcute de-a lungul vieții sale artistice. Ce din baletă, la chilia-n portă mă. Să vezi tu ful, cum se înalță și să-l tai nu poate mă. Capitanul strigă tare, dai hoțule de mă. Nu pot, nu pot, capitan, și durere. La final vă prezentăm prognoza meteo pentru următoarele 24 de ore. Vremea va fi în general închisă ca aspect, cerul va fi parțial noros, vântul va sufla moderat, temperaturile minime se vor încadra între 1 și 3 grade, iar cele maxime între 10 și 12 grade Celsius. Cu datele despre vreme, punem punct știrilor Atlas TV de astăzi. Vă mulțumim pentru atenție! La revedere!